Joi seara la Discofan Number One a avut loc finala pe licee la Miss și Mr. Boboc din orașul nostru. Nicu Ilincescu de la liceul din Nicu Golescu a devenit Mr. Boboc 1998 și Raluca Toader de la liceul Dan Barbilian a devenit Miss Boboc 1998. Din partea studiului de televiziune Câmpul Lung, multe felicitări! Rucărna, Măiești și Lerești au fost obiectivele reprezentanților Partidului Democrației Sociale din România în zona Mușcel. Senatorul Nicolae Văcăroiu și deputatul Gheorghe Marin au prezentat oamenilor din aceste comune pe principalii candidați la Parlament ai Polului Social Democrației Române și au aflat la rândul lor problemele cu care se confruntă țăranii în aceste zile de toamnă și dorințele lor pentru viitor. La Nămăiești, scopul electoral al vizitei a fost uitat pentru câteva clipe, atunci când întregul grup de politicieni a intrat în mănăstire pentru a se ruga în liniștea deosebitei biserici săpate în piatră. Printr-un program de reabilitare a unor obiective importante atât din punct de vedere istoric cât și arhitectonic, întocmit de Ministerul Culturii și Cultelor, s-a hotărât consolidarea și refacerea câtorva clădiri aflate pe teritoriul municipiului Câmpul Lung. Obiectivele cuprinse în acest program, alese spre a fi reabilitate cu fonduri alocate de la Ministerul Culturii și Cultelor, sunt Casa de Cultură Tudor Mșatescu, Biserica Șubești și de curând a fost aprobată și finanțarea lucrărilor pentru cea de-a treia clădire, Casa Memorială George Oprescu. Imobilul respectiv, aflat pe strada Eremia Grigorescu la numărul 28, a aparținut marelui academician profesor George Oprescu, eminent critic de artă și istoric de artă, care a trăit și a creat aici între anii 1881-1969. Momentan, Casa Memorială se află în proprietatea și administrarea Academiei Române, care a făcut demersurile necesare pentru a obține sprijin guvernamental în vederea reabilitării acestei clădiri. Deși se observă o preocupare din partea autorităților locale în ceea ce privește starea carosabilului, sunt încă multe străzi, unele chiar principale, care sunt brăzdate de șanțuri sau gropi. Spre un exemplu, pe bulevardul Mihalache, aproape de stația de pompieri, în dreptul casei cu numărul 19, o groapă pune la grea încercare mașinile și nervii conducătorilor auto. Capcana este greu de observat de la distanță, astfel că, în viteză fiind, nu se mai poate face nimic, mașina scuturându-se din toate încheieturile. Norocoș, pentru că observă totuși la timp sau cu memoria foarte bună, unii șoferi sunt obligați să facă slalomuri, expunându-se astfel coliziunilor cu autovehicolele ce vin din față. Să sperăm că la stația care se află la vreo 400 de metri depărtare se vor găsi 2-3 lopezi de bitum pentru a astupa buclucașa groapă. Procesul intentat de firma Florida Motors Corporation a PAPS-ului privind privatizarea frauduloasă a ROSA s-a încheiat vineri 7 noiembrie, atunci când a avut loc ultimul termen stabilit de instanță. Potrivit declarațiilor directorului comercial de la ARO, Justin Preoteasa, firmei americane i s-a respins acțiunea și nu mai are dreptul la nicio cale de atac, majoritatea documentelor prezentate fiind falsuri grosolane. Președintele a PAPS, Ovidiu Mușătescu, a emis recent un ordin prin care a delegat reprezentanței instituției ce o conduce pentru a monitori activitățile societăților comerciale privatizate în ultima perioadă, până când firmele cumpărătoare vor fi proprietari cu drepturi depline asupra acestora. Așa cum ne-a informat directorul Justin Preoteasa, în cazul SCR-OSA a fost numit ca observator Lucian Goj, director general al Direcției de Privatizare din cadrul APAPS, care va colabora cu reprezentantul firmei Crosslender, Carlos Sendon. În această săptămână a fost stabilit numărul final al muncitorilor care vor fi disponibilizați. Astfel, de la SCR-OSA vor pleca 1.104 salariați, de la CGCA 56, de la FSM ARO 240 și de la FPSA 100. Societatea CESAR va rămâne în continuare în custodia APAPS-ului și în cazul acestuia nu se pune problema disponibilizării de personal. Pe întreaga platformă ARO vor rămâne un număr de 2.200 de angajați. Crosslender USA a solicitat societății comerciale ARO-SA fabricarea altor 6 prototipuri de automobile ARO Crosslender 244X Ford 4L, în vederea omologării acestora pentru piața nord-americană. Vă reamintim că, potrivit declarațiilor președintelui firmei americane John Perez, noul automobil fabricat la Câmpul Lung va intra pe piața nord-americană în martie-aprilie 2004, în jur de 100 de dealeri așteptând deja mașina. Până atunci se vor finaliza omologările, iar reprezentanții Ford Europa
vor trimite primele motoare. Automobilul se va comercializa pe piața Statelor Unite la un preț de $17.900 și se preconizează că vânzările să atingă o cotă de 8.000 de bucăți pe an, în condițiile în care pe piața nord-americană se vând anual în jur de 17 milioane de automobile. Astăzi de la ora 11, în cadrul unor ceremonii organizate de Primăria Municipiului Câmpu Lung și Ministerul Culturii și Cultelor, a fost dezvelit bustul lui Ioan Răuțescu, autorul unor monografii de o importanță covârșitoare. Fără nicio îndoială, lucrarea sa de referință este monografia istorică a orașului Câmpu Lung Muscel, pentru care preotul din Dragoslavele a fost premiat de Academia Română. Evenimentul de astăzi nu ar fi fost posibil dacă fica preotului Răuțescu nu ar fi obținut o finanțare de la Ministerul Culturii și Cultelor. Statuia impresionantă poartă semnătura sculptorului Nicolae Doicu și a fost amplasată în vecinătatea Bisericii Sfântul Nicolae, în centrul istoric al municipiului. Momentul dezvelirii bustului preotului Răuțescu a fost precedat de o slujbă religioasă oficiată de un sobor de preoți, în frunte cu protopopul de Muscel, Eugeniu Matei. Manifestarea a fost onorată și de prezența preasfințitului Calinic, episcopul Argeșului și Muscelului, alături de oficialități locale și județene și alte personalități din sfera culturii. Participați la acest eveniment deosebit din viața noastră culturală și vreau să vă spun că astăzi Câmpul Lung s-a îmbogățit. Nu s-a îmbogățit doar cu un monument, s-a îmbogățit și cu un simbol, pentru că acest loc, eu cred că va deveni locul de întâlnire al fiecăruia dintre noi, cu identitatea noastră de mușelăni. Prima variantă a lucrării era cu amplasamentul în parc. M-a bucurat foarte tare că eram aproape de niște colegi, puteam să-mi compar modalitatea de expresie. Nu s-a întâmplat așa, m-am apropiat de, din voința externă mie, de această biserică, care întâmplător se numește Nicolae, și pe numele meu. Ce pot să spun că lucrarea este născută din frământarea și dorința foarte puternică a familiei. Este susținută de oficialitățile și din localitate, dar și de testele bisericești. Mă bucur că lucrarea se află la capătul limbii române. Vreau să fie o glumă. Limba română, cu că s-a născut între Brașov și Câmpul Lung. Venim de acolo, aici am încheiat. Ultima mină din Muscel a fost închisă la sfârșitul săptămânii trecute. La această oră în zonă nu se mai extrage cărbune. Nimeni nu știe dacă mina din Jugur va mai putea fi exploatată după incendiul care a izbucnit în subteran în urmă cu mai bine de 2 săptămâni. Dacă în urmă cu circa 20 de ani în Muscel erau 11 mine de unde se exploata cărbune, astăzi toate au fost închise. Ultima mină care a fost închisă este cea de la Jugur, unde în urmă cu mai bine de 2 săptămâni în subteran a izbucnit un incendiu. La acea oră, la sectorul miner au fost solicitate să intervină echipe de specialiști din Valea Jiului, de altfel singuri autorizați să intervină în asemenea situații. De atunci și până la sfârșitul săptămânii trecute s-au luat în calcul toate posibilitățile pentru a izola și stinge focul, însă acest lucru nu a fost posibil. Dacă nu s-a putut stinge focul, s-a luat decizia zidirii intrării. Peste 2 luni, dacă focul nu va fi stins, se va face cercetarea în mină pentru a se stabili dacă a fost accident sau nu izbucnirea focului și apoi se va face o evaluare pentru a se stabili dacă se va mai putea exploata cărbune din mina Jugur. Dan Voiculescu a promis că se va îmbăta la Câmpul Lung. Singura soluție este ca partidul pe care îl conduce să obțină cel puțin 3.000 de voturi la scrutinul pentru Europarlament. Deși aflat sub presiunea timpului, președintele Partidului Conservator, Dan Voiculescu, și-a onorat promisiunea de a se întâlni la Câmpul Lung cu membrii și simpatizanții conservatori din Muscel, dar și cu presa de aici. De la bun început, el a dat o notă mai puțin protocolară întâlnirii, tratând fără fals festivism momentul artistic pregătit de organizatori și angajându-se direct în discuții pe temele politice ale momentului. Bineînțeles, primul subiect abordat a fost ținta electorală în Argeș și Muscel a Partidului Conservator la scrutinul care se apropie. Ne-am propus 7% la Câmpul Lung. Asta înseamnă minimum 3.000 de voturi pentru Câmpul Lung. Domnul profesor, pentru zona Câmpul Lung, domnul profesor ne-a asigurat că o să le facă.
Eu am fost la Pitești și am promis acolo că dacă la nivelul județului realizăm 15.000 de voturi, și puneți în paranteză că în 2004 am făcut 18.000. Practic avem toate condițiile să realizăm 15.000 de voturi. Am promis că fac un lucru care eu nu fac de felul meu, mă îmbăt cu țuică de Pitești. Și dacă îmi pun lungă, aveți țuică? Este ce? Mai bun. Și cu... Ce, aici? Aici nu îmbătați. Aici mă îmbăt. Când mă îmbăt acolo, dorm, mă trezesc și vin aici, mă mai îmbătăresc. În dialogul care a avut loc cu jurnaliștii și în care au mai intervenit deputatul Dragoș Dumitriu, profesorul Ștefan Iliescu, președintele filialei Mușele a Conservatorilor și alți membri de partid, au fost abordate și subiecte economice și sociale, atât locale cât și naționale. Ulterior, Dan Voiculescu a avut o întâlnire cu ușile închise cu membrii de partid din Mușcel, după care a onorat invitația de a se afla în mijlocul nevăzătorilor care participă la Câmpul Lung la un turneu de șah. Mai multe amănunte despre conferința de presă de la Câmpul Lung a lui Dan Voiculescu veți putea afla dintr-o ediție specială care va fi difuzată imediat după jurnal. Trei grădinițe într-una singură. Fenomenul se va produce în Câmpul Lung în luna ianuarie, odată cu finalizarea reabilitării Căminului 2. Două grădinițe din Vișoi care își desfășoară activitatea în apartamente de bloc vor avea o nouă locație începând cu luna ianuarie. Până atunci, constructorii lucrează la renovarea integrală a clădirii Căminului 2, care va găzdui și celelalte instituții. O parte a clădirii este finalizată și atât educatoarele cât și copiii își pot desfășura activitățile, iar cealaltă parte, unde se vor muta grupele grădinițelor 3 și 4, este în lucru. Reabilitarea clădirii este totală, de la refacerea instalației de încălzire și mutarea ei în exteriorul clădirii, la schimbarea tâmplăriei, zugrăvirea, refacerea băilor și a bucătăriei. Aici vor veni micuții atât în regim de cămin, asigurându-se condiții pentru masă și odihnă, cât și în program normal, dar într-o clădire modernă, curată și utilată. Două grupe ale grădinițelor își vor desfășura activitatea în sediul Școlii Generale numărul 7, probabil grupele pregătitoare pentru a le permite preșcolarilor să se acomodeze cu atmosfera din școală. Lucrările de renovare a Colegiului Carol I au început în acest an cu aripile laterale ale clădirii. Anul 2009 însă va aduce fonduri pentru reabilitarea întregului liceu. Prima parte a lucrărilor la Colegiul Carol I cuprinde reabilitarea aripilor laterale, unde există sala de sport și școala de arte. În cele două zone se lucrează intens, astfel încât în urma reabilitării au reieșit spații noi pentru instituție, care până în prezent nu puteau fi folosite din cauza gradului avansat de deteriorare. Concomitent la Carol I s-a refăcut instalația de încălzire. Au fost făcute probele și astăzi a început furnizarea energiei termice în toate sălile. Totodată s-a reușit igienizarea subsolului clădirii, operațiune dificilă pentru că liceul deține o rețea complexă de tuneluri și beciuri. Administrația Națională de Meteorologie a realizat o estimare a valorilor termice și a precipitațiilor ce se vor produce până pe 25 noiembrie în fiecare regiune a țării. Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată de la Reading, Anglia. Sunt prognozate astfel temperaturi maxime și minime mediate pentru fiecare regiune a țării și adaptate local cu modele statistice și sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariția precipitațiilor. Vremea se va menține caldă pentru această perioadă în primele două zile, apoi se va răci simțitor, maximele vor scădea spre o medie de 10 grade, iar minimele termice se vor apropia de limita înghețului. În a doua parte a intervalului, temperaturile minime se vor menține ușor pozitive, dar mediile temperaturilor maxime vor coborî spre 6-8 grade, valori sub normele climatologice. Ale perioadei vor fi ploi slabe cu probabilitate mai mare de apariție după data de 19 noiembrie. La munte vremea se va răci treptat, iar temperaturile maxime vor scădea de la o medie de 10-12 grade la începutul intervalului spre 0-2 grade. Temperaturile minime vor deveni preponderent negative în jurul datei de 18 noiembrie. Precipitațiile vor fi slabe, mixte și vor fi semnalate începând cu 20 noiembrie. Peste 450 de pliculețe ce conțineau substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive au fost descoperite de polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate în urma controalelor efectuate la două magazine ce comercializau astfel de substanțe. Totodată s-au luat măsuri în vederea închiderii acestor magazine. Polițiștii Serviciului Antidrog din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești au efectuat o acțiune în vederea identificării și tragerii la răspundere a persoanelor care se ocupă cu vânzarea produselor de tip etnobotanic.
Astfel, polițiștii antidrog, însoțiți de reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Protecția Alimentelor Argeș, Direcției de Sănătate Publică Argeș, Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorului, Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș și Garda Financiară au descins la două magazine care aveau ca obiect de activitate comercializarea de produse din această categorie. În urma controalelor s-a stabilit faptul că magazinele administrate de un bărbat funcționau fără autorizație emisă, conform legii 194 din 2001 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare. De asemenea, au fost găsite 466 de pliculețe ce conțineau substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive. Polițiștii au indisponibilizat toate produsele găsite, iar pe numele administratorului celor două magazine s-a întocmit dosar penal. Câteva sute de câmpulungeni au participat în această după-amiază la un miting de susținere a candidatului la prezidențiale, Klaus Iohannis. Mulțimea a străbătut centrul orașului, după care s-a oprit în fața primăriei, pentru a mulțumi celor care îl susțin pe Klaus Iohannis. Membrii de partid din PNL și PDL, dar și simpatizanții lui Klaus Iohannis s-au manifestat astăzi în centrul Câmpulungului. În fruntea coloanei de manifestanți s-au aflat liderii județeni ai celor două partide, senatorul Ion Popa și deputatul Cătălin Todorescu, dar și primarul Câmpulungului Călin Andrei, sau primarii din Lerești, Ion Berevoianu și Bughea de Sus, Nicolae Tarbă, dar și consilierul județean Dănuț Bica. Marșul a pornit din fața primăriei și a străbătut centrul orașului, scandând numele candidatului ACL Klaus Iohannis și îndemnuri pentru câmpulungeni să-l voteze duminică. După ce au străbătut centrul municipiului, manifestanții s-au oprit din nou la primărie, loc în care liderii ACL prezenți și-au transmis mesajele către câmpulungeni. Iohannis! 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 Bună seara tuturor! Dați-mi voie să vă mulțumesc și eu pentru acest exercițiu pe care l-am făcut împreună în seara aceasta. Nu-l încheiați acum, lupta se va termina duminică după numărarea voturilor. Continuați acest exercițiu cu toți vecinii, cu prietenii, toate cunoștințele, îndrumați-i spre vot. Ați văzut, județul se uită cu speranță spre nord, spre Câmpul Lung, spre localitățile din jurul Câmpul Lungului, acolo unde sunt foarte mulți aleși locali, primari, viceprimari, consilieri ai Alianței. Și ca să avem răgazul să ne organizăm în continuare foarte bine, trebuie să avem victorie duminică seara. Succes! Klaus Iohannis trebuie să fie președintele României! Iohannis! 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 Cei care au vorbit manifestanților au solicitat atenție din partea membrilor de partid și a cetățenilor pentru ca votul de duminică să se desfășoare fără incidente. Regizorul Toma Enache și actorii Constantin Cotimanis, Ioachim Ciobanu și Dragoș Stoica au venit la Câmpul Lung pentru a prezenta filmul Între Chin și Amin. Filmul, care aduce în prim plan dramele deținuților politic din închisoarea Pitești, a umplut sala de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor. O inițiativă a Centrului Multicultural Nicu Hagi, la care s-au alăturat alți mușceleni, a făcut posibilă proiecția gratuită pentru public la Câmpul Lung a filmului Între Chin și Amin. Cel mai important film al anului 2019 și unul dintre cele mai așteptate filme din ultimii 30 de ani are ca temă Experimentul Pitești, pus la cale pentru dezumanizarea, abrutizarea, schingiuirea unor oameni vinovați doar prin faptul că aveau propriile gânduri, vise, aspirații. Între Chin și Amin reușește prin Tase Caraman, personajul principal, să scoată la lumină dramele tuturor celor care, la începutul anilor 1950, și-au pierdut viața, alții conștiința, idealurile sau credința în urma torturilor greu de imaginat astăzi. Titlul filmului Între Chin și Amin este un vers dintr-o poezie pe care am publicat-o în 1993. Nu știam atunci că va ajunge titlul unui film care spune un adevăr atât de dureros despre noi. Despre noi, despre români, s-a ascuns sub preș timp de 30 de ani acest adevăr, această întâmplare groaznică din istoria recentă a României. Solzhenitsyn spune despre experimentul Pitești că este cea mai oribilă barbarie a secolului. Filmul este o ficțiune.
dar este inspirat din fapte reale. Ce vreau să vă spun este că tot ce veți vedea acolo și nu este în totalitate, partea cea mai oribilă sunt bucăți care s-au întâmplat acolo, întâmplări care nu au putut fi nici măcar povestite de cei care au supraviețuit. Și mai sunt dintre cei care au supraviețuit, parcă cineva spunea ce bine ar fi fost dacă se făcea acest film în 90, când era Asociația Foștilor Deținuți Politici, avea 65.000 de membri. Ce bine era dacă ar fi făcut acest film în 2000. Ce bine era dacă era făcut acest film în 2010. Slavă cerului că s-a făcut în 2019. Încă sunt supraviețuitori ai fenomenului Pitești. Filmul este inspirat din acea realitate brutală scrisă de către cei care au supraviețuit acestor orori și cărora le-a fost teamă multora dintre ei să scrie. Abia după 2007, imaginați-vă, au scris cei mai mulți dintre ei cărți cu mărturiile a ce a fost acolo. Actorii prezenți la proiecție alături de regizorul Toma Enache au vorbit publicului, au răspuns întrebărilor, au povestit despre film și despre mesajul pe care vor să-l transmită prin rolurile interpretate. Subiectul este de o finețe în ceea ce privește perioada la care se referă. Vorbim de venirea lui Stalin, vorbim de experimentele nu numai de la Pitești, ci și din celelalte închisori comuniste. El a început în Pitești, unde a fost cel mai grav și unde personajul lui venit de la Suceava, Țurcanu, aplică la Pitești ceea ce făcuse și la Sighet. Subiectul este delicat. Se pare că sistemul, statul român, nu-și dorește să discute prea mult despre el. Probabil că e frică de posibilele rude ale victimelor să ceară despăgubiri materiale sau nu știu care-i. Cert e că s-a simțit și de-a lungul filmelor, și înainte și în timpul filmelor, s-a simțit o nevoie a sistemului de a opri. Toma a venit cu ideea realizării acestui film și pentru mine a fost o mare surpriză la momentul respectiv, nu atât datorită faptului că îmi cerea să joc un personaj negativ, cât datorită faptului că mi-a cerut să joc un personaj negativ istoric, adică o persoană modelat după o persoană reală care a existat, care a avut niște fapte destul de urâte și destul de bine documentate. Și lucrul ăsta pentru mine a constituit o provocare binevenită. Și am făcut radiografia nemernicului ăsta pentru că trebuia să o fac. Și întrebarea de bază, ce l-a mânat pe ăsta să facă dezastru ăsta, să intre în el așa? Și am zis, măi, avea o credință. În necredința lui era plin de credință. Avea credința că raiul și iadul nu există. Și că poți să faci ce vrei. În lipsa credinței. Dacă mă urâți, dacă îl urâți, mă simt mulțumit. Dacă mă iubiți că sunt actor, mă simt iar mulțumit. Vă mulțumesc! După 40 de proiecții în România, filmul Între Chin și Amin își continuă drumul către public, atrăgând un număr impresionant de oameni care vor să înțeleagă, prin intermediul artei cinematografice, unul dintre cele mai negre momente din istoria recentă a poporului român. În câmpul lung, filmul a produs și mai multă emoție, în sală fiind mulți dintre urmașii mușcelenilor care au trăit ani buni atrocitățile experimentului Pitești. Este fiul Valeriu, care a trecut prin așa ceva. Exact ce povestiți, la Zagrova să fim, dânsul ne-a povestit nouă copiilor ce a pățit în anii aceia de închisoare, că cu 10 ani. În memoria unor astfel de oameni, ca și domnul de care spuneți, ca și George Pușa, dar Constanța are 94 de ani, Tache Rodaș are 95, Cojocaru are 95 la Timișoara, domnul Silaghi Arpad la Miercurea Ciuc, tot un fost supraviețuitor, a urcat pe scenă și a spus că acest film ar merita cel mai mare premiu.